Cum poți scoate bani de la bancomat fără card, cine are cea mai avansată aplicație de internet banking din Moldova și cum funcționează? Despre asta vorbim azi în acest vlog. Prieteni, salutare! Eu sunt Dumitru Ciorici și astăzi vă propun să abordăm un subiect foarte interesant, cel puțin pentru mine. Aplicațiile de internet banking din Moldova. Spre surprinderea mea, în prezent există încă bănci în țara noastră care nu au o aplicație mobilă. Vă imaginați așa ceva? Dar azi nu vorbim despre ele, ci despre banca care are cea mai avansată aplicație mobilă, iar de lucrul ăsta m-am convins pe parcursul ultimei săptămâni. Dacă ai un card la Moldincom Bank, poți utiliza această aplicație gratuit care rulează atât pe dispozitive Android cât și pe iOS. Aplicația acestei bănci este bine construită, oferind cele mai importante instrumente de care are nevoie un utilizator. Gestionarea banilor, plata de facturi, plata automatizată de facturi, transfer foarte simplu pe cardul soției sau al prietenilor, dar și multe altele. În acest vlog am să vorbesc despre top 6 lucruri care mi-au plăcut foarte mult în aplicație, iar la final am să pun și o virgulă despre 3 instrumente pe care nu le-am găsit în ea, dar care mi-aș dori să fie implementate cât mai curând. 1. Aplicația permite autentificarea cu ajutorul amprentei. În ziua de azi, majoritatea producătorilor de telefoane lansează produse unde nu mai e nevoie să introduci codul de securitate. Există acea opțiune de a pune amprenta și pac-pac, telefonul s-a deblocat. Inginerii Moldincom Bank au dublat această experiență pe aplicația lor și e foarte simplu de utilizat, deci nu ai nevoie de un cod de securitate. Pui amprenta și, așa cum spuneam, aplicația se deschide. Doar cu amprenta, pac-pac. 2. Retragerea de bani fără card. Aplicația Moldincom Bank este unica din Moldova care îți permite să scoți banii de pe card fără ca să introduci propriu-zis cardul în bancomat. Funcționează totul foarte simplu. Găsești un ATM Moldincom Bank, deschizi aplicația, selectezi Cash by Code, setezi din aplicație suma pe care vrei să o scoți de pe card, să spunem 50 de lei. Suntem acum la un bancomat Moldincom Bank. Ce o să fac acum? O să scot bani din bancomat fără ca să introduc cardul. Deci cardul este la mine în buzunar, da? Îl pun în buzunar. De pe aplicația mobilă generez un barcod, deci selectez opțiunea Cash by Code și generez un barcod. La bancomat selectăm opțiunea Mobile Cash și se activează acest senzor. Acest senzor la care vom scana barcodul. A fost scanat barcodul și urmează să-mi elibereze banii. Eu am selectat că vreau să scot 50 de lei din aplicație. Iată banii. 50 de lei scoși fără card cu ajutorul aplicației. Cardul, așa cum v-am spus, este la minim buzunar. A, mai e ceva. Poți face exact același lucru, doar că în sens invers. Poți să alimentezi cardul cu bani fără ca să introduci cardul în bancomat. De data asta selectezi Cash In by Code, adică bagi banii în interior, scanezi codul de bare și introduci banii. 3. Transfer de bani către alte carduri sau persoane. De multe ori când ieșim la bere cu băieții, cineva achită nota de plată cu cardul. Iar unii spun că o să-i dea bani data viitoare pentru că nu are suficient cash la el. Uite că soluția dată rezolvă problema. În aplicație introduci numărul de card al prietenului, selectezi suma pe care vrei să-i o transferi și nimeni nu rămâne dator, nimeni nu uită de datorii. Un instrument foarte fain care există în aplicație este că doritorii de a se abona la notificări SMS o pot face, doar că atenție, acest serviciu este contra plată. 4. Vizualizarea în timp real a istoricului tranzacțiilor. Unul dintre lucrurile care pur și simplu mă scoate din sărite la alte bănci este că poți să vezi istoricul tranzacțiilor abia a doua zi. Vă imaginați? A doua zi. Ai făcut o plată, dar o vezi a doua zi. Primești salariu azi, dar îl vezi pe card a doua zi. În această aplicație, avantajul este că totul se întâmplă în timp real. Știi în orice moment situația exactă a contului tău. Cinci. Blocarea cardului în cazul în care l-ai pierdut sau ți-a fost furat. Fiecăruia dintre noi s-a întâmplat cel puțin o dată să piardă ori portmoneul, ori cardurile bancare.
Și uite că aplicația Moldincom Bank are o soluție pentru cazurile date. Foarte simplu, din aplicație, din acest program, poți bloca cardul pe care l-ai pierdut sau nu-l găsești și crezi că l-ai pierdut. 6. Poți autoriza plăți atunci când ești în afara țării, dar nu ai roaming. Chiar dacă nu ai roaming, poți genera coduri de autorizare a plăților direct din aplicație. Nu știu ce utilizator de online banking merge peste hotare și nu are roaming, dar trebuie să recunosc că serviciul este unul fain. Alte servicii disponibile în aplicație pe care nu am cum să nu le menționez. Poți seta limite zilnice sau lunare pentru tranzacțiile de pe cardurile tale sau cardurile membrilor familiei atașate la contul personal. V-am dat o idee, nu? Poți vizualiza rechizitele tale bancare, în baza lor poți primi transfer pe contul atașat cardului. Sau poți activa și dezactiva cardul pentru anumite zile sau ore atunci când pleci în zone de risc. Partea frumoasă este că la toate aceste servicii te poți abona stând acasă pe canapea. Deci nu trebuie să mergi la bancă. Stai acasă și te abonezi de pe aplicația mobilă. Și acum câteva cuvinte despre ce nu are această aplicație și de ce nu o să-i dau punctaj maxim. Așadar, opțiuni care nu există în prezent, dar mi-ar plăcea foarte mult să apară în următorul update. 1. Nu am putut să achit factura pentru energie electrică. Am verificat acest detaliu cu departamentul specializat de la bancă și am fost informat că în aplicație încă nu au fost introduși toți furnizorii de utilități. Urmează să se întâmple în curând. Sper eu, foarte curând. Cu toate acestea, în aplicație au fost adăugați deja furnizorii de telefonie mobilă. Astfel, poți să faci plata facturilor chiar și atunci când ești peste hotare. Sau poți alimenta contul părinților. 2. Lipsa rapoartelor sub formă de grafice sau diagrame. Pe lângă serviciile de online banking, eu utilizez și aplicații de tracking și management financiar. În prezent, sunt nevoit să introduc cheltuielile în ea manual. Vreau să cred că în timpul apropiat, aplicația Moldincom Bank va avea această opțiune pentru ca să-mi structureze cheltuielile de pe card, să-mi genereze grafice pentru ca să pot face mai ușor planificarea bugetului meu. Așa, nu voi avea nevoie de o aplicație separată pentru tracking financiar. 3. Lipsa opțiunii de plată de la IBAN-ul meu către un alt IBAN. Lipsa acestei funcționalități au descoperit-o amicii mei de pe Facebook, nu eu. Nu este o opțiune care mă interesează pe mine în mod special, dar ar putea deveni una importantă în viitor. De aceea, departamentul tehnic de la Moldincom Bank ar putea să ia această sugestie în considerație. Prieteni, asta este ce am avut de spus despre cea mai bună, deocamdată, aplicație de internet banking din Moldova, cu toate plusurile și neajunsurile ei. Dacă vă place ce vedeți pe acest vlog, nu uitați să dați like, share și să vă abonați atât pe YouTube, cât și pe pagina de Facebook. Ne revedem data viitoare!